Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, asediul Vienei de către turci în 1683. Bătălia care a oprit cucerirea otomanilor pe pământul european. Bătălia de la Viena a avut loc la 11 septembrie 1683, după ce Imperiul Otoman a asediat Viena, capitala Austriei, timp de 2 luni. Victoria creștinilor în această bătălie a pus definitiv capăt războaielor de cucerire ale Imperiului Otoman pe pământul european, iar Austria a devenit cea mai puternică putere din Europa Centrală. Într-o bătălie pe scară largă, au câștigat trupele polono-austro-germane aflate sub comanda lui Ian al III-lea Sobieski, regele Poloniei. Trupele Imperiului Otoman erau comandate de Kara Mustafa, marele vizir al lui Mehmed al IV-lea. Asediul Vienei de către turci a început la 14 iulie 1683, dimensiunea armatei otomane a fost de aproximativ 90.000 de oameni. Asediul în sine a fost efectuat de 12.000 de ieniceri, iar alți 70.000 de soldați turci au urmărit împrejurimile. Bătălia decisivă a avut loc pe 11 septembrie, când forțele combinate ale Ligii Sfinte, în total 84.450, s-au apropiat de Viena. Forțele Ligii Sfinte. Regele Poloniei, Ian al III-lea Sobieski, a fost comandantul șef al următoarelor forțe. 26.000 de soldați ai propriei armate, inclusiv câteva mii de cazaci din Zaporojie, 25 de companii de husari, 77 de companii de armuri, 31 de companii de cavalerie ușoară, infanterie dragoni, 28 de tunuri și 250 de artilerieni. 18.400 de austrieci, dintre care 8.100 erau de cavalerie, 70 de tunuri, sub comanda lui Carol al V-lea, ducele de Lorena. 20.000 de soldați bavarezi, franconieni și jvabi, cu 38 de tunuri, comandant prințul Georg Friedrich de Waldeck. 9.000 de sași, dintre care 7.000 de infanteriști cu 16 tunuri, conduși de electorul Saxoniei Johann Georg al III-lea. În total 84.450 de oameni, 3.000 dintre ei au păzit bateriști și nu au participat la luptă și 152 de tunuri. Bătălia de la Viena a fost un eveniment important în războiul de 3 secole al statelor centrale europene împotriva Imperiului Otoman. În următorii 16 ani, trupele austriece au lansat o ofensivă pe scară largă și au recucerit teritorii semnificative din partea turcilor, sudul Ungariei și Transilvania. Condiții preliminare pentru luptă. Imperiul Otoman a căutat întotdeauna să cucerească Viena, un oraș important din punct de vedere strategic. Viena controla Dunărea, care lega Marea Neagră de Europa de Vest, precum și rutele comerciale din estul Mediteranei către Germania. Înainte de a începe al doilea asediu al capitalei austriece, primul asediu a fost în 1529, Imperiul Otoman s-a pregătit cu atenție pentru război timp de câțiva ani. Turcii au reparat drumuri și poluri care duceau către Austria și la bazele de aprovizionare pentru trupele lor, la care aduceau arme, echipament militar și artilerie din toată țara. În plus, Imperiul Otoman a oferit sprijin militar maghiarilor și minorităților religioase necatolice care trăiau în partea Ungariei ocupată de Austria. De-a lungul anilor, nemulțumirea față de politicile antiprotestante ale împăratului austriac Leopold I de Habsburg, un susținător înflăcărat al contrareformei catolice, a crescut în această țară. Drept urmare, această nemulțumire a dus la o revoltă deschisă împotriva Austriei, iar în 1681 protestanții și alți oponențe Habsburgilor s-au unit cu turcii. Turcii însă l-au recunoscut pe liderul maghiarilor rebeli, Imre Tekeli, drept regele Ungariei de Sus, acum Slovacia de Est și Ungaria de Nord-Est, pe care îl cucerise anterior de la Habsburg. Au promis chiar maghiarilor să creeze un regat de la Viena special pentru ei dacă îi vor ajuta să cucerească orașul. În 1681-82, ciocnirile dintre forțele lui Imre Tekeli și forțele guvernului austriac au crescut brusc. Acesta din urmă a invadat partea centrală a Ungariei, care a fost motivul războiului. Marele vizir Kara Mustafa Pasha a reușit să-l convingă pe sultanul Mehmed al IV-lea să permită o ofensivă asupra Austriei. Sultanul a ordonat vizirului să intre în partea de nord-est a Ungariei și să asedieze două castele, Gheor și Comar. În ianuarie 1682 a început mobilizarea trupelor turcești, iar la 6 august din același an, Imperiul Otoman a declarat război Austriei. În acele zile, capacitățile de aprovizionare făceau ca orice ofensivă
la scară largă să fie extrem de riscantă. În acest caz, după doar 3 luni de ostilități, armata turcă a trebuit să ierneze departe de patria ei, pe teritoriul inamic. Prin urmare, pe parcursul celor 15 luni care au trecut de la începutul mobilizării turcilor până la ofensiva lor, austriecii s-au pregătit intens pentru război, au încheiat alianțe cu alte state din Europa Centrală, care au jucat un rol decisiv în înfrângerea turcilor. În această iarnă, Leopold I-ul a încheiat o alianță cu Polonia. El s-a angajat să ajute polonezii dacă turcii ar asedia Cracovia, iar polonii, la rândul lor, s-au angajat să ajute Austria dacă turcii vor asedia Viena. La 31 martie 1683, o notă despre declarația de război a fost primită la curtea imperială a Habsburgilor. A fost trimisă de Cara Mustafa în numele lui Mehmed al IV-lea. A doua zi, armata turcă a plecat din orașul Edirne într-o campanie de cucerire. La începutul lunii mai, trupele turcești au ajuns la Belgrad, apoi s-au dus la Viena. Pe 7 iulie, 40.000 de tătari au tăbărât la 40 de kilometri est de capitala Austriei. A fost jumătate din numărul austriecilor din acea zonă. După primele lupte, Leopold I-ul s-a retras la Linz cu 80.000 de refugiați. În semn de sprijin, regele Poloniei a ajuns la Viena în vara anului 1683, demonstrându-și disponibilitatea de a-și îndeplini obligațiile. Pentru aceasta chiar și-a părăsit țara neprotejată. Pentru a salva Polonia de invazia străină în timpul absenței sale, el l-a amenințat pe Imre Tekeli că îi distruge pământurile dacă ar invada solul polonez. Asediul Vienei, principalele forțe ale turcilor, au ajuns la Viena la 14 iulie. În aceea zi, Cara Mustafa a trimis un ultimatum orașului pentru a preda orașul. Contele Ernst Rüdiger von Starenberg, comandantul celor 11.000 de soldați rămași și 5.000 de miliții și 370 de tunuri, a refuzat categoric să se predea. Cu câteva zile mai devreme, primise vestea cumplită a masacrului din orașul Berchtoldsdorf, situat în sudul Vienei. Autoritățile acestui oraș au acceptat acordul de predare, dar turcii l-au încălcat cu perfidie și au comis un masacru. Locuitorii din Viena au demolat multe case în afara zidurilor orașului pentru a-i lăsa pe asediatori fără acoperire. Acest lucru a făcut posibil efectuarea unui foc puternic asupra turcilor, dacă aceștia mergeau imediat la atac. Ca răspuns, Cara Mustafa a ordonat să fie săpate tranșee lungi în direcția orașului pentru a-și proteja soldații de foc. Deși turcii aveau o artilerie excelentă de 300 de tunuri, fortificațiile de la Viena erau foarte puternice, construite conform ultimului cuvânt al științei fortificației de atunci. Prin urmare, turcii au fost nevoiți să recurgă la minarea zidurilor masive ale orașului. Comandamentul turc avea două opțiuni pentru capturarea orașului, fie să se grăbească cu toată puterea să atace, ceea ce ar putea duce la victorie, deoarece erau de aproape 20 de ori mai mulți decât apărătorii orașului, sau să asedieze orașul. Turcii au ales a doua opțiune. S-ar părea că turcii au acționat ilogic, dar asaltul unui oraș bine întărit merită întotdeauna asediul unor victime uriașe. Asediul a fost un mod excelent de a lua orașul cu un număr minim de victime, iar turcii aproape au reușit. Singurul lucru pe care nu l-au luat în calcul a fost timpul. Încetinirea lor în capturarea Vienei, avansarea neîncetată a armatei adânc în Austria, care a precedat acest lucru, a dus la faptul că principalele forțe ale creștinilor au sosit la timp. Turcii au tăiat toate căile de aprovizionare cu hrană ale orașului asediat. Garnizoana și locuitorii Vienei s-au trezit într-o situație disperată. Epuizarea și oboseala extremă au devenit probleme atât de acute încât contele von Starenberg a ordonat executarea oricui a adormit la postul său. Până la sfârșitul lunii august, forțele asediatului erau aproape complet epuizate, dar chiar în acest moment, ducele de Lorena, Carol al V-lea, l-a învins pe Imre Tekeli la Bizenberg, la 5 km nord-est de Viena. La 6 septembrie, armata poloneză a traversat Dunărea în apropierea orașului Tulln, la 30 de km nord-vest de Viena, și s-a alăturat celorlalte trupe ale Ligii Sfinte, ale căror acțiuni fuseseră deja binecuvântate de Papa Inocent al XI-lea. Și numai Ludovic al XIV-lea, dușmanul Habsburgilor, nu numai că a refuzat să ajute aliați, dar a profitat și de situație pentru a ataca sudul Germaniei. La începutul lunii septembrie, 5.000 de săpători turci cu experiență au aruncat în aer secțiuni semnificative ale zidurilor orașului.
unul după altul bastionul Burg, bastionul Löbel și Burg Ravelin. Ca urmare s-au format goluri cu o lățime de 12 metri. Austriecii au încercat să sape tunelurile pentru a preveni săpătorii turci. Dar pe 8 septembrie, turcii au ocupat în continuare Ravelinul Burg și zidul de jos. Și apoi asediații s-au pregătit să lupte chiar în oraș. Forțele creștine aliate au trebuit să acționeze rapid. Era necesar să se salveze orașul de turci, altfel aliații înșiși ar fi trebuit să asedieze Viena capturată. În ciuda multinaționalității și eterogenității forțelor aliate, aliații au stabilit comanda clară a trupelor în doar 6 zile. Nucleul trupelor era cavaleria grea poloneză aflată sub comanda regelui Poloniei. Moralul soldaților a fost puternic, deoarece ei au intrat în luptă nu în numele intereselor regilor lor, ci în numele credinței creștine. Mai mult, spre deosebire de crucia de războiul, a fost purtat chiar în inima Europei. Cara Mustafa, având atât de mult timp la dispoziție pentru a organiza o confruntare reușită cu forțele aliaților, pentru a ridica moralul soldaților săi, nu a putut profita în mod corespunzător de această ocazie. El a încredințat protecția din spate lui Khan din Crimea și cavaleriei sale de 30.000-40.000 de călăreți. Khan s-a simțit umilit de tratamentul jignitor al comandantului șef turc. Prin urmare, el a refuzat să atace trupele poloneze în drum spre munți. Și nu numai tătarii au ignorat ordinele lui Kara Mustafa. În afară de tătari, turcii nu s-au putut baza pe moldoveni și vlahi, care aveau motive întemeiate să nu le placă Imperiul Otoman. Turcii nu numai că au impus un tribut greu Moldovei și țării românești, dar s-au amestecat în mod constant în treburile lor, deplasând conducătorii locali și punându-și marionetele în locul lor. Când prinții Moldovei și țării românești au aflat despre planurile de cucerire ale sultanului turc, au încercat să-i avertizeze pe Habsburgi despre acest lucru. De asemenea, au încercat să se sustragă de la participarea la război, dar turcii au forțat. Există multe legende despre modul în care tunarii moldoveni și valahi și-au încărcat armele cu bile de paie și le-au tras în Viena asediată. Din cauza tuturor acestor dezacorduri, armata aliată a putut să se apropie de Viena. Ducele de Lorena, Carol al V-lea, a adunat o armată pe teritoriile germane, care a fost întărită de sosirea la timp a armatei sovietice. Asediul de la Viena durase deja pentru a 8-a săptămână, când armata a ajuns pe malul nordic al Dunării. Trupele Ligii Sfinte au ajuns la Kahlenberg, muntele Kehl, care a dominat orașul și a anunțat asediați despre sosirea lor cu ajutorul unor semnalizări. La un consiliu de război, aliații au decis să traverseze Dunărea 30 de kilometri în amonte și să atace orașul prin pădurile din Viena. În dimineața zilei de 12 septembrie, chiar înainte de bătălie, s-a săvârșit liturghia pentru regele polonez și cavalerii săi. Bătălia a început înainte ca toate forțele creștine să fie desfășurate. La ora 4 dimineața, turcii au atacat pentru a împiedica aliații să-și construiască în mod corespunzător forțele. Karl de Lorena și forțele austriece au contraatacat din steagul stâng, în timp ce germanii atacau centrul turcilor. Apoi Kara Mustafa, la rândul său, a contraatacat și a părăsit o parte a unităților de ieniceri de elită pentru a asalta orașul. El a vrut să cucerească Viena înainte ca sovietii să sosească, dar era prea târziu. Săpătorii turci au săpat un tunel pentru explozia pe scară largă a pereților și, în timp ce îl umpleau febril, indiferent dacă vor crește puterea exploziei, austriecii au reușit să sape un tunel care se apropia și să neutralizeze mina la timp. După 12 ore de luptă, polonezii au continuat să se țină ferm de flancul drept al turcilor. Cavaleria creștină a stat toată ziua pe dealuri și a urmărit bătălia, la care până acum au participat în principal infanteriști. În jurul orei 17, cavaleria, împărțită în 4 părți, a lansat un atac. Una dintre aceste unități era formată din călăreți austro-germani, iar celelalte 3 erau din polonezi. 20.000 de cavaleri, unul dintre cele mai mari atacuri de cavalerie din istorie, sub comanda personală a lui Ian Sobieski, au coborât pe dealuri și au străbătut rândurile turcilor, deja foarte obosiți, după o zi de luptă pe 2 fronturi. Călăreții creștini au lovit direct tabăra turcească, în timp ce garnizoana Vienei a fugit din oraș și s-a alăturat bătăilor turcilor. Trupele otomane au fost nu numai epuizate fizic, ci și descurajate după ce nu au reușit să submineze zidurile și să pătrundă în oraș. Un atac de cavalerie i-a obligat să se retragă spre sud și est.
La mai puțin de 3 ore după atacul cavaleriilor, creștinii au fost victorioși și au salvat Viena. După bătălie, Ian Sobieski a parafrazat celebra zicală a lui Julius Cezar, spunând: Venimus, vidimus, Deus vicit. Am venit, am văzut, Dumnezeu a câștigat. Consecințele bătăliei: turcii au pierdut cel puțin 15.000 de oameni uciși și răniți. Peste 5.000 de musulmani au fost capturați. Aliații au capturat toate tunurile otomane. În același timp, pierderile aliaților s-au ridicat la 4.500 de persoane. Deși turcii s-au retras într-o grabă cumplită, au reușit totuși să omoare toți prizonierii austrieci, cu excepția câtorva nobili care au rămas în viață cu așteptarea de a obține o răscumpărare pentru ei. Prada care a căzut în mâinile creștinilor a fost enormă. Câteva zile mai târziu, într-o scrisoare către soția sa, Ian Sobieski a scris: Am capturat bogății nemaiauzite, corturi, oi, vite și un număr considerabil de cămile. Aceasta e o victorie care n-a fost niciodată egală. Inamicul e complet distrus și a pierdut totul. Nu pot decât să fugă salvându-și viața. Comandantul Starenberg m-a îmbrățișat și m-a sărutat și m-a numit salvatorul său. Această expresie furtunoasă de recunoștință nu l-a împiedicat pe Starenberg să ordone restaurarea imediată a fortificațiilor puternic deteriorate din Viena în cazul unui contraatac turcesc. Cu toate acestea, acest lucru s-a dovedit a fi exagerat. Victoria de la Viena a marcat începutul cuceririi Ungariei și temporar a unor țări balcanice. În 1697, Austria a semnat tratatul de pace Karlovitski cu Imperiul Otoman. Cu mult înainte de aceasta, turcii s-au confruntat cu înfrângerea zdrobitoare a lui Kara Mustafa. La 25 decembrie 1683, Kara Mustafa, din ordinul comandantului ienicerilor, a fost executat la Belgrad, sugrumat de un șnur de mătase pentru fiecare capăt de care trăgeau mai multe persoane. Semnificație istorică. Deși nimeni nu știa în acel moment, bătălia de la Viena a determinat cursul întregului război. Turcii au luptat fără succes în următorii 16 ani, pierzând Ungaria și Transilvania până când au recunoscut în cele din urmă înfrângerea. Sfârșitul războiului a fost pus de pacea Karlovitski. Politica lui Ludovic al XIV-lea a determinat cursul istoriei în secolele următoare. Țările vorbitoare de limbă germană au fost forțate să ducă războaie simultan pe fronturile occidentale și orientale. În timp ce trupele germane luptau ca parte a Ligii Sfinte, Ludovic al XIV-lea a profitat de acest lucru, cucerind Luxemburgul, Alsacia și Strasburgul, devastând teritorii vaste din sudul Germaniei, iar Austria nu a putut oferi germanilor niciun sprijin în războiul lor cu Franța, în timp ce se desfășura războiul cu turcii. În cinstea lui Ian Sobieski, austriecii au construit o biserică deasupra dealului Calenberg, la nord de Viena. Linia de cale ferată Viena-Varșovia poartă și numele Sobieski. Constelația Shield Sobieski a primit și numele său. Întrucât Sobieski și-a încredințat împărăția mijlocirii Fecioarei Maria din Częstochowa, Papa Inocențiu al XI-lea a decis să sărbătorească sărbătoarea Sfântului Nume al Mariei nu numai în Spania și în regatul Napoli, ci în toată biserica. Această sărbătoare e sărbătorită pe 12 septembrie. Prietenia polono-austriacă nu a durat mult după această victorie, întrucât Carol al V-lea din Lorena a început să micșoreze rolul lui Ian al III-lea Sobieski și al armatei poloneze în luptă. Nici Sobieski însuși, nici Commonwealth-ul polon-lituanian nu au câștigat ceva semnificativ din salvarea Austriei. Dimpotrivă, bătălia de la Viena a marcat nașterea viitorului Imperiu Austriac 1804-1867 și căderea Commonwealth-ului. În 1772 și 1795, Habsburgi au luat parte la prima și la a treia secțiune a Commonwealth-ului, în urma căruia acest stat a dispărut de pe harta politică a Europei. Așadar, Europa a evitat din nou o invazie din Est. Prieteni, după această filă de istorie universală, Cristian Alexandrescu vă spune, ca de obicei, pe curând!